Și bine v-am găsit la un nou clip. De data asta ne revedem, ca să zic așa, sau cel puțin voi mă revedeți pe mine, din nou la mine acasă, a doua casă, din Germania. Și nu știu dacă v-ați dat seama până acum sau, nu știu, poate nu v-ați dat seama, am făcut ceva modificări. Mă săturasem de același colț în care filmam eu mereu, același loc. Mă săturasem... Și știu că și voi v-ați săturat să vedeți același fundal în spate, așa că mi-am cumpărat ceva drăguț și am făcut ceva drăguț și luminos în spate. Nu știu dacă o să-l avem pe ăsta tot timpul, dar o să fie acum pentru o vreme, pentru că e deschis și dă bine și pe cameră. E super ok. Plus încă o modificare, sunetul. Am umblat la sunet și mi-am cumpărat de fapt un microfon. Și sunt foarte fericită că am găsit unul care să se potrivească și care să aibă cablu de 6 metri. Asta îmi trebuia, un microfon cu cablu lung, pentru că ultimul pe care l-am avut, se auzea doar mono, se auzea bine, dar asta vreau să zic de cablu, că era cablu prea scurt, avea doar 1,5 metri și nu puteam să filmez departe de cameră și nu le... momente, în unele, nu știu, la unele idei nu puteam să fac ce voiam cu el. Nu știu de ce mă bâlbuie așa, nu știu. Se vede că n-am mai stat de mult în fața camerei oricum, să fie aproape 2 luni de zile. Știți că cel puțin în ultimele 3 săptămâni de când am venit acasă am tot postat câte un vlog din vacanță, le-am tot lălăit pentru că nici nu am avut timp să editez. Și a fost tare complicat în ultima vreme pentru mine. Am avut și oaspeți, a fost tata la mine și a stat 3 săptămâni și plus concediu și plus astea s-au strâns și am simțit nevoia să vorbesc așa un pic cu voi și să vă... Da, să vă mai spun una alta în intro ăsta foarte, foarte lung. Plus că pe mine nu mă prea vedeți cu părul prins în clipuri. Cam niciodată. Poate în vloguri. Dar în clipuri, mai deloc, nu știu de ce prefer să-l țin mereu desprins. Poate că mi-acoperă fața și mi-acoperă chestii ce nu vreau să se vadă. Dar dacă mă credeți sau nu, machiajul ăsta l-am de 12 ore și chiar nu-mi pasă. Am fost la lucru, am venit acasă, am făcut mâncare. Așa, cum o vedeți, bine, am reîmprospătat doar rujul. Și am zis că da, trebuie să mă pun pe filmat pentru că am un pachet de deschis. Pachetelul este de la Sofil și... am așteptat destul de mult pentru că mi l-am dorit, poate, cred că am impresia că l-am așteptat foarte, foarte mult. Știu ce se află înăuntru, știu ce mi-am comandat și mă bucur pentru această oportunitate oferită de Sofil. Așa o să descoperim împreună, o să descoper eu cu voi produsele, calitatea lor, o să le facem un unboxing și totodată un mic review, să vedem cum sunt. Eu am auzit acum niște... vorbe și din câte am văzut ele sunt foarte asemănătoare, adică conceptul site-ului, conceptul acestei firme e unul asemănător cu cel Pandora, trebuie să cunoașteți brățările Pandora. Ei bine, acestea cică se aseamănă foarte, foarte mult cu acelea și hai să le desfacem, să vedem, e așa, nu e așa. Această cutie a ajuns la mine într-o punguță mai mare. Și să facem să vedem ce e aici. Eu doar am desfăcut, am tras cu ochiul. Știu așa, nu are ce e. Am punguța unde mă gândesc că se află produsele. Am 2 săculețe. Sofil scrie pe ele. Acesta este unul cu capsă și aici mă gândesc că este pentru lănțișor. Cred că e un săculeț pentru lănțișor pentru că tinde să aibă forma asta al suportului. Iar acesta este un săculeț normal, mi se pare că din catifia oarecum. Iar înăuntru are un prosopel pentru bijuterii. Pe fundul cutiei mai găsesc și o plăsuță de cadou. Mă gândesc că poate dacă vrei să dai cadou sau, nu știu, sau să ții pur și simplu pentru tine. Cred că sunteți foarte curioase ce am aici. Și eu sunt curioasă. Sunt curioasă de felul cum arată. Pentru că v-am zis, știu ce am comandat, știu ce urmează să primesc, ce cutie drăguță, foarte drăguță. Eu am urmărit multe fete, multe videoclipuri făcute de fete care au primit deja produse Sofil
Și imediat am remarcat cutiuța, ambalajul frumos cu care vin produsele. Foarte, foarte, foarte drăguț. Hai să deschidem. Sper să nu-mi cadă nimic de aici. Că primul lucru care mi-a căzut din cutie e lanțul pe care l-am comandat și neapărat n-am vrut să plasez comanda fără să nu îl primesc. Eu mi l-am ales pe Rose Gold. Ce frumos arată! E din argint, suflat cu ceva, nu știu, ca să pară așa Rose Gold. Și bineînțeles că scrie numele meu pe el și cu floricică, iar în centru are un cristal Swarovski. Am ținut să îl iau pe Rose Gold pentru că mi-am mai luat un articol de genul, de fapt mai multe. Abia aștept să le desfac, nu mai au răbdare. Mai am în cutie, mai am 5 charmuri. 1, 2, 3, 4, 5 și două brățări. Prima fază mi-am zis că da, îmi iau doar o brățară și să aibă ceva Rose Gold pe ea, chiar dacă nu e toată, să aibă ceva. Zis și făcut, ce îmi place foarte mult, este aceasta de aici. Iar pentru că am depășit o sumă de bani în coșul de cumpărături online, ei mi-au mai dat ca bonus o brățară. Dacă stau să mă uit la asta, e super simpatică, seamănă cu lanțul, această culoare seamănă cu cea a lanțului. Toate bijuteriile lor sunt din argint 100% 925. Știu de asemenea că pe site-ul lor se găsește și articole din aur și arată super, super frumos și alea. Iar aurul, dacă spun bine, este de 14 carate. Stăteam un pic să mă uit la închisătoare și la tot. Mi se pare foarte asemănătoare cu cea Pandora și ca să vă arăt și pe asta pentru că este aici. Mult mai închisă la culoare decât aceasta pentru că nu am spălat-o niciodată și nu am curățat-o niciodată. Cred că ar trebui să-i vină vremea, dar nu am avut timp. Timp, bineînțeles, timp. Timpul la mine e mereu o problemă. Nu am avut chef, probabil, de ea, că știu că o să am mult de curățat. Închisătoarea e aceeași, doar aici la capete mi se pare puțin diferit, aici e ceva mai sigur, pentru că sunt și cearmuri care se rotesc, au siguranța de a nu trece de brățară și a cădea dacă cumva ți se desface. Aici nu cred că este valabilă chestia asta. La închisătoare sunt curioasă, e ok. Aici mi se pare că se deschide mai ușor la Pandora, dar e mai ok, e mai sigură. A mea e de 20 de centimetri, dacă nu. E puțin mare pentru încheietură, dar așa am vrut să fie, ca să mai pot adăuga charmuri la ea. Cea de-a doua brățară este exact la fel, doar că de 19 centimetri și are, bineînțeles, închisătoarea de argint. Arată super drăguț. Nu știam sigur dacă o să-mi fie prea mare, 20, am zis totuși să mi-o comand pe asta cadou de 19 cm. Mi-e bună și asta, pe asta pot să pun câteva cearmuri, pe asta aș putea liniștită să o umplu. Cred că am să las una afară, să punem și toate cearmurile pe ea, să vedem cum arată. Vă spun de acum tema brățării, am ales o love, iubire, cum vreți să ziceți, în orice limbă, tot aia înseamnă, o simțim cu toții, există. Și am vrut ca tema să fie asta și brățarea să arate într-un fel argintiu cu roz gold și un pic de roz. Cred că acesta este primul charm care nu reprezintă neapărat iubire, poate iubire față de zodia mea, pentru că este un charm cu zodia mea, cu leu, cu semnul zodiei mele. Cam așa arată, e argintiu cu roz și reprezintă zodia mea. Hai să-l punem și pe brățară, dacă tot suntem aici, să trecem la următorul. O să las ce e mai interesant pe final. Și așa că acum o să vă arăt un alt charm care reprezintă un eveniment foarte important din viața mea, care s-a întâmplat în 2013, adică acum
4 ani de zile, aproape, în 11 octombrie, și anume cererea în căsătorie. Promit că o să vă fac un story time cu asta, pentru că mi se pare și acum amuzant și mi se pare și acum drăguț ce s-a întâmplat și funny. Merită un story time. Dar dacă vreți așa un, nu știu, o mică povestioare despre ce s-a întâmplat, puteți să mergeți la Draw My Life, la acel clip în care vă povestesc și vă desenez în mare viața mea. Revenind la charm, al doilea pe care l-am ales este unul cu semnificație, cu un inel de logodnă într-o scoică. Pe dinăuntru scoicii văd că e un fel de rose gold, ceea ce pasează perfect cu brățara. Atât de drăguț. Charmul ăsta mi-a uns inima, mă gândeam că trebuie să-l am. Ca să vedeți și voi exact despre ce vorbesc, cam așa arată. Hai să-l punem și pe ăsta la brățară. Bun. Hai să trecem la următorul, care e cam tot din aceeași poveste, pentru că asta urmează, nu? După... Sunt emoționată. După o cerere în căsătorie, urmează și nunta, în mod normal. Cununia noastră să aibă loc anul ăsta, deși nu mă îmbrac în mireasă, nu știu, charmul ăsta a avut o chemare așa spre mine. Acesta e cu rose gold și e, da, o roche de mireasă superbă. Dacă urmează să fiți și voi mirese ca mine, e imposibil ca charmul ăsta să nu vă placă. Îl punem la brățară? Hai să-l punem. Următorul charm, al patrulea charm, care poate reprezenta de asemenea și un charm de siguranță, este acesta pe care scrie Love și are două agățători și m-am gândit, în loc să-l țin așa pe post de charm aiurea, ar fi ceva să-l folosesc și pe post de siguranță. Și o să vă arăt eu imediat după ce trecem și de ultimul charm și o să închide tot brățara cum arată. Cam așa arată îndeaproape. Charmul acesta pe care mi l-am luat eu acum și ultimul se zice că este semnătura companiei și cred că da, cred că o reprezintă. Într-adevăr, nu am mai văzut așa ceva la nimeni. Ei bine, e un charm în formă de inimioară cu poză, cu poză personalizată. Pe spate avem mai multe pietricele, mă gândesc că sunt pietricele Swarovski, iar pe partea din față avem pozica. Îți poți alege orice poză, ei îți măsoară dimensiunile și tu nu trebuie să mai faci nimic. Eu am ales o poză dintr-o mini-vacanță făcută de noi în Franța, o poză care îmi place foarte mult, o poză făcută de Diana. Acum e acum, o să-l adaug și pe acesta la brățară. Iar acum o să adaug ultimul, sper să-l pun bine. Am făcut o prostie, trebuia să-l pun pe ăsta primul, dar o să-l dau toate jos, trebuia să-l pun primul. Aici, ca acum mai pot să trec peste toate alea și după cu partea cealaltă să leg capătul, cred. Așa trebuia să fac de la început, dar nu s-a gândit nimeni. Hai să-l fac acum. Arată brățarea mea completă și mă bucur sincer pentru alegerile făcute. E o brățară frumoasă, cu amintiri trecute, amintiri care o să vină și o să treacă. Sper eu amintiri foarte frumoase, chiar cele mai frumoase din viața mea. Și bineînțeles că nu puteam să nu mă gândesc și la mine și la un pic de roz și am adăugat acolo și un charm pentru inima mea. Ca o mică impresie așa, înainte de a o purta și înainte de a da mai mult seama de ea, mi se pare foarte calitativă, mi se pare bine lucrată, nu mă așteptam, mi se pare bine lucrată. Mi se pare că banii pe care îi dai pe ea se merită și nu plătești firma, plătești de fapt produsul în sine, plătești calitatea. Chiar abia aștept să mai pun niște charmuri pe ea să văd cum arată așa mai plină, deși ați văzut brățara mea, Pandora nu e deloc plină, dar așa îmi place mult. Îmi place mai mult, cred, ca și cum, decât poate cum ar arăta mai plină. E mai ok așa și nu e atât de grea.
La asta aș mai adăuga câteva. Hai, 4, 5, 6 maxim, dar mai multe nu. Poate niște spacere. Să știți că toate linkurile interesante și folositoare o să le găsiți în descriere, alături de un cod de 10% reducere din partea mea pentru voi, oriunde pe orice site. Și trăgând un ochi pe site-ul românesc, am văzut că acolo puteți acumula și puncte. La 100 de puncte, dacă mi-amintesc bine, primiți undeva la 20 de lei un voucher, primiți câteva vouchere pentru următoarele comenzi și tot așa și tot așa strângeți puncte cumpărând. Codul meu de reducere o să expire la sfârșitul lunii septembrie, așa că grăbiți-vă. Ca rezumat, de ce sunt aceste produse drăguțe pentru mine? Sunt drăguțe, în primul rând, cred că poate că pentru că le poți personaliza. Cred că asta mi se pare cel mai drăguț și poți face cadouri și cred că oricine ar fi încântat de un cadou de genul. Cel puțin eu m-aș bucura foarte tare. Deci eu dacă primeam lanțul ăla, cadou de la cineva, eu eram prietenă pe viață. Am uitat să vă zic că dacă cumva nu vă plac produsele, le puteți returna în 3 luni de zile pe site-ul nemțesc și o lună de zile pe site-ul românesc. Pe alte site-uri, din păcate, nu m-am uitat. Și produsele au garanție un an de zile. Deci, dacă se întâmplă ceva, aveți garanție un an de zile. Cam atât am avut de spus. Dacă v-a plăcut sunetul, sper să nu fie prea băzâit sau sper să nu mă fi mișcat eu prea mult aici. Sau dacă v-a plăcut fundalul, hai să zicem, să-mi dați un like. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până la capăt și sper să ne vedem curând într-un nou videoclip. De asemenea, sper să vă fi plăcut de mine cu freza asta. Nu o să mă mai vedeți curând așa, dar e ok. Mor de cal, cred că ăsta e răspunsul. Ok, v-am pupat. Mua! Ciao!